Turneul demonstrativ de la Kooyong reunește numele grele ale tenisului mondial. Până în acest an, competiția a fost organizată exclusiv la masculin. Pentru ediția din 2017, australienii au invitat și 4 jucătoare pentru turneul feminin. Alături de Sorana Cârstea la Kooyong au jucat Janina Wickmeyer din Belgia, Destiny Ayava, reprezentanta gazdelor, și Qiang Wang din China. În primul meci, Sorana a învins-o pe Ayava cu scorul de 6-1, 7-6. În finala jucată vineri dimineață, târgoviștanca a pierdut în fața belgiencei Janina Wickmeyer cu scorul de 4-6. Finala s-a disputat într-un singur set din cauza ploii.